Aloha, prieteni! Eu sunt Tsunami și astăzi intrăm în ultima săptămână din luna noiembrie, o lună foarte interesantă pentru spațiul cripto, asta pentru că Bitcoin a arătat foarte bine, de asemenea am avut creșteri uriașe pe multe altcoin-uri, iar lucrurile nebune continuă și în această ultimă săptămână din noiembrie și asta pentru că astăzi avem cea mai impresionantă sau cea mai mare creștere pe o monedă din top 100 pe un stablecoin. În următoarele minute vreau să vedem împreună cum arată piața cripto în acest început de săptămână și să vedem ce monedă sau ce stablecoin a avut această creștere de peste 200% în 24 de ore. Vom discuta și despre CZ și vom vedea ce pedeapsă s-ar putea primi în 2024, în februarie 2024. Avem știri interesante și despre Cosmos, despre Illuvium, dar și despre tokenul DYDX. Așa că dacă vă place acest tip de conținut, nu uitați să apăsați butonul de like, de asemenea nu uitați să vă abonați. Iar în descriere găsiți și canalul de Telegram și profilul de Twitter unde postez și alte știri interesante. Sentimentul din piața cripto vedem că este astăzi destul de bullish în continuare, dar nivelul de lăcomie a mai scăzut, asta pentru că dacă mergem pe indicele de fear and greed sau frică și lăcomie, vedem că acest indice iese la 66, deși a fost la 73 ieri, asta pentru că Bitcoin are astăzi un preț de 37.300 de dolari, a depășit 38.000 de dolari în weekend. Dar vedem că nu a putut merge peste această zonă, în timp ce pe zona de lichidări vedem lichidări de 121 de milioane de dolari, cele mai multe lichidări au fost bineînțeles pe pozițiile de long, adică vedem lichidări de 91 de milioane de dolari pe pozițiile de long, peste 61.000 de trader au fost lichidați în ultimele 24 de ore, iar cea mai mare poziție lichidată a fost pe Ethereum, o poziție de aproape 4 milioane de dolari, asta pe exchange-ul celor de la OKX. Mergem și în topul lichidelor pentru că avem câteva chestii foarte interesante în această zonă. Da, Bitcoin pe prima poziție, lichidări de 18, aproape 19 milioane de dolari. Ethereum este pe a doua poziție cu lichidări de 18 milioane de dolari, deci Ethereum este aproape la egalitate cu Bitcoin în lichidări. Dar pe a treia poziție în topul lichidelor avem USTC, un stablecoin care are lichidări de 6 milioane de dolari și vom vedea imediat și de ce. Avem de asemenea lichidări mari și pe Solana, pe Blur și pe XRP, dar și pe moneda celor de la Luna. Iar asta pentru că ecosistemul Luna arată foarte bine astăzi, adică dacă mergem pe top 100 CoinMarketCap, ne uităm la monedele cu creșteri mai spectaculoase în ultimele 24 de ore, avem aici 3 monede din ecosistemul Luna, avem Terra Classic USD, acel stablecoin care are o creștere de 287%, aproape 300% creștere pentru stablecoinul Terra Classic. Bineînțeles, nu este neapărat super mega impresionant asta pentru că acest stablecoin are în continuare un preț de doar 6 cenți, e un stablecoin bazat pe prețul dolarului american care, în loc să aibă un preț de 1 dolar, are un preț doar de 6 cenți astăzi și asta după o creștere de aproape 300%. Mergem la a doua poziție unde avem Terra Classic. Terra Classic are o creștere de 44% și un preț cu foarte multe zerouri în față. În timp ce pe a treia poziție avem noul token al celor de la Luna, vorbim de Terra Luna 2.0 sau Terra Luna, cum se numește tokenul, are o creștere de 21% astăzi și un preț de 83 de cenți. Vedem că a intrat în top 100 CoinMarketCap și este pe poziția 94, iar ecosistemul Terra Luna, după ce a provocat pierderi de peste 60 de miliarde de dolari în 2022, vedem acum că în 2023 are 3 monede în top 100 CoinMarketCap. În caz că vă întrebați de ce au crescut monedele proiectului Terra Luna în ultimele 24 de ore, aici avem mai multe știri. Prima știre are legătură cu Duquan. Duquan este fondatorul ecosistemului Terra Luna. Acesta a fost arestat în luna martie în Muntenegru. Acesta știm că era căutat și a fost prins pe aeroportul din Muntenegru cu anumite acte falsificate. Iar acum se pare că un tribunal din Podgorica, care este capitala statului Muntenegru, a aprobat extrădarea lui Duquan, fondatorul Terra Luna. Acesta va ajunge fie în Corea de Sud, fie în Statele Unite, unde urmează să fie judecat pentru crash-ul ecosistemului Terra Luna. Totuși, câteva știri foarte bune și vin și din interiorul ecosistemului Terra Luna, asta pentru că se pare că ecosistemul Terra Luna va introduce un nou modul numit Fisher, care va permite comunității Terra să câștige anumite comisioane, anumite reward-uri în acest ecosistem. Dar Terraform Labs se pare de asemenea că a injectat 15 milioane de dolari în acest ecosistem, asta pentru a asigura lichiditatea pentru asset-uri precum Bitcoin și Ethereum, iar această sumă de 15 milioane de dolari a fost direcționată către două exchange-uri de
descentralizată, Astroport și URA, două dintre cele mai populare DEX-uri de pe această platformă. Mergem la următoarea știre și de la Ducuan sărim la CZ, fostul CEO Binance, care de asemenea va fi judecat în 2024. CZ va fi judecat în Statele Unite începând cu luna februarie și riscă o pedeapsă destul de importantă, undeva între 12 și 18 luni de închisoare. Problema e că Departamentul de Justiție din Statele Unite se pare că dorește o pedeapsă și mai mare pentru CZ, vrea să dea un exemplu din acest incident și aceștia vor încerca să ceară o pedeapsă maximă pentru fostul CEO Binance. De asemenea, echipa de avocați a lui CZ se pare că dorește să ajungă la o pedeapsă fără executare, adică fără ca CZ să ajungă la închisoare. Ia în calcul și varianta ca CZ să fie arestat la domiciliu, asta în Dubai, acolo unde locuiește în această perioadă, să-și execute pedeapsa de acasă, deci ar fi o variantă mult mai ok pentru CZ, deși oricum o astfel de pedeapsă i-ar afecta destul de mult reputația, dar în orice caz ar putea fi o lovitură destul de puternică pentru spațiul cripto dacă și CZ ar ajunge la închisoare. Ducuan probabil nu va scăpa, de asemenea îl avem pe Sam Bankman-Fried și multe alte personalități din spațiul cripto vor ajunge la închisoare în perioada următoare și cred că ar fi destul de bearish pentru piața cripto să vedem o astfel de pedeapsă și pentru CZ, cel care a fost CEO-ul cel mai important exchange cripto din această industrie. O știre interesantă astăzi vine și de la compania Circle. Circle este compania care stă în spatele stablecoin-ului USDC. Aceasta a încheiat un parteneriat cu o firmă din Japonia. Această firmă se numește SBI Holdings și este o firmă care oferă servicii financiare în Japonia. Prin acest parteneriat, Circle intenționează să crească adopția stablecoin-ului USDC în Japonia, în special în spațiul cripto, dar și în zona de servicii Web3, și ar putea fi o mișcare interesantă pentru acest stablecoin care, da, nu este la acea capitalizare pe care o are USDT în această perioadă, dar ar putea crește în market cap în următorul bull run. Vorbim și despre Cosmos, asta pentru că Cosmos este unul din proiectele populare în România. Cosmos se pare că a primit o nouă propunere, asta pentru a mai tăia din inflația monedei Atom. Da, aici a votat comunitatea din Cosmos Hub, aceasta a votat pentru a scădea inflația monedei Atom de la 14% pe an la 10% pe an și aici măsura luată ar impacta zona de staking. Astfel, conform acestei propuneri, se pare că randamentul din zona de staking pentru Atom va scădea de la 19% pe an la 13,4% pe an. În acest fel, bineînțeles, ar scădea și inflația monedei Atom. O propunere care se pare că a fost votată de 41% din comunitatea Cosmos Hub. Avem pe listă o știre interesantă și despre tokenul DYDX, un proiect destul de popular în România, un proiect care a avut parte de creșteri spectaculoase în ultima perioadă. Problema acum începe pentru că se pare că DYDX urmează să lanseze în circulație 30% din supply, asta pe data de 1 decembrie. DYDX reprezintă unul dintre cele mai populare exchange-uri descentralizate din piața cripto. Acesta se pare că pe 1 decembrie va introduce în circulație 150 de milioane de monede, 150 de milioane de tokenuri. Aceste monede ar avea un preț de aproximativ 500 de milioane de dolari sau jumătate de miliard de dolari la actualul preț al monedei și reprezintă 30% din supply-ul total și reprezintă un eveniment foarte important pentru acest proiect, pentru că o deblocare așa de mare de monede ar putea, bineînțeles, afecta și prețul acestui token. Un alt proiect pe care ar trebui să fiți cu ochii în această perioadă este Illuvium. Illuvium reprezintă unul dintre cele mai populare jocuri pe blockchain. Acesta urmează să fie lansat oficial mâine, pe 28 noiembrie, pe magazinul Epic Store. Illuvium reprezintă un joc cripto care folosește, bineînțeles, tehnologia NFT. De asemenea, este un joc sci-fi și folosește anumite creaturi foarte asemănătoare cu cele din Pokémon. Sunt peste 150 de astfel de creaturi, dar puteți combina și puteți crea propriile creaturi și, de asemenea, Illuvium, ecosistemul Illuvium este format din 4 jocuri. Aici avem Illuvium Arena, Overworld, Zero și Beyond, deci 4 jocuri care oferă o valoare foarte mare propriului token. Acesta, ajungând astăzi până pe poziția 103 în clasamentul CoinMarketCap, are un preț de aproape 120 de dolari. Și da, trebuie să avem grijă pentru că s-ar putea să aibă și o corecție după lansarea oficială a acestui joc.
Personal, dețin moneda Illuvium și reprezintă un proiect care îmi place foarte mult, asta pentru că este unul dintre cele mai interesante proiecte de gaming din această industrie. Totuși, trebuie să avem grijă pentru că moneda a crescut foarte mult în ultima lună, bineînțeles, asta pentru că se apropia data lansării oficiale a jocului, care este mâine, 28 noiembrie. Aici suntem pe Epic Store, cel mai mare sau al doilea cel mai mare magazin de jocuri de pe PC. Astfel, Illuvium poate ajunge mâine în fața unui număr foarte mare de gameri, de playeri. Dar să nu uităm că în spațiul cripto de multe ori monedele au creșteri până la data unui eveniment, iar după, de obicei, vedem corecții. Un alt proiect de gaming care are o veste foarte bună în această perioadă este Xfinity, asta pentru că proiectul introduce o nouă soluție de monetizare a NFT-urilor și este o știre foarte bună pentru comunitatea care deține anumite NFT-uri. Astfel, holderii anumitor NFT-uri din ecosistemul Xfinity vor avea drept sau drepturi comerciale pentru a produce produse de merchandise. De asemenea, se pare că aici vorbim doar de 5.000 de NFT-uri din totalul de 11, aproape 12 milioane de NFT-uri din ecosistemul Xfinity. Practic, vorbim de 4.877 de holderi de NFT-uri Xy. Aceștia dețin NFT-uri Xfinity din seria Mystic sau Origin și vor avea dreptul să lanseze mascote bazate pe aceste personaje de tip NFT sau chiar afaceri, iar aici Xfinity recomandă cafenele, comics-uri, reviste de tip comics bazate pe aceste personaje sau chiar jucării. Și bineînțeles, prin această mișcare va crește foarte mult prețul acestor NFT-uri. De asemenea, odată cu acest anunț, Xfinity a lansat și propriul merch store, propriul magazin unde vin anumite produse bazate pe personajele din universul Xfinity. Iar după aceste anunțuri vedem că tokenul Xy are astăzi o creștere de 14%, are un preț de peste $7 și a ajuns pe poziția 57 în clasamentul CoinMarketCap. Avem o știre importantă și de la exchange-ul HTX sau fostul exchange Huobi, care știm că a avut un hack de 30 de milioane de dolari pe 22 noiembrie, adică în urmă cu câteva zile, asta deși a avut și în luna septembrie un hack. Acum Justin Sun, unul din acționarii exchange-ului HTX, anunță că exchange-ul a dat drumul la retragerile și depunerile de Bitcoin, Ethereum, USDT, dar și Tron. Bineînțeles, asta pentru că exchange-ul HTX a suspendat retragerile după acel incident, după acel hack, iar Justin Sun menționează pe contul său de Twitter că urmează în perioada următoare să activeze din nou retragerile și depunerile pentru toate celelalte criptomonede de pe acest exchange. De asemenea, Justin Sun anunță și un airdrop uriaș pentru utilizatorii exchange-urilor HTX și Poloniex. Aceste două exchange-uri l-au ca acționar pe Justin Sun și din păcate ambele au avut mai multe hack-uri în ultima perioadă, iar Justin Sun anunță acum acest airdrop epic pentru utilizatorii celor două platforme, asta pentru că dorește să răsplătească comunitatea care crede în aceste platforme și asta deși și HTX și Poloniex au avut parte de hack-uri în ultima lună. Înainte de final, sunt curios ce proiecte cripto dețineți dintre cele despre care am discutat în știrile de astăzi. Noi încheiem aici acest material, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip până la final, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!